Anumesc Ion Cuțelaba, sunt triplu campion a Republicii Moldova Combat Sambo, campion a Europei Combat Sambo și sunt profesionist la arte marțiale mixte. Pe 19 septembrie va avea loc o luptă pentru mine foarte importantă. Am un adversar foarte bun, pregătit fizic, băietul știe lucrurile. Dar să-l bate noi, palibă. Cum trebuie numai decât de câștigat, deoarece am mers foarte mult, foarte mult spre asta. Este scopul și poate fi, dacă să-l învingem, să închem un contract undeva mai departe, într-o ligă mai serioasă. Adversarul meu, Malik, îi trebuie cu dânsul să mă întâlnesc într-o luptă, dar din păcate, dacă sincer, nici n-am înțeles care a fost problema. Când au venit, am făcut vesul, am făcut categoria mea, am slăghit vreo 10 kg. Când colo mă duc la cântar, nu a venit. Eu cred că s-a spărit alea când a făcut video și ala. S-a spărit alea cu pățan. Ei da, mai glumim așa. Nu știu, eu cred că au fost oarecare probleme, dar noi suntem băieți profesionali, cred că au avut băieți vreo problemă oarecare. Dar bătaia care trebuie să o mână și data trecută, să o mână și data asta și care e problema. Malik Mirat, pe 19 septembrie ieți ambulanța cu tine. Ați te bat tare. Come on.